Uitați și fete frumoase avem la instituția noastră, o parte din ele. Da, uităm la pâine, domnul primar. Da? Soția mea are patiserii și uitați ce produs frumoase fac. Fetelor, aveți și sare? Da, da. Dacă vreți cum vă mă îngrășați, îți luați și vă țări. Vă invit în primărie să vedeți cum arată și primăria, numai la exterior. Spuneți-ne care e programul. Deci, v-am invitat cu mare drag să ajungeți aici, în mijlocul nostru. Dumneavoastră sunteți cel care... Sunteți cu bani. Toată lumea vorbește că ministrul de finanțe e cu bani și dacă este cu zâmbetul pe buze, asta înseamnă că are și bani. Ideea să am zâmbetul la final? Da. La final, la timp, da. Ca să cităm. Deci, noi avem multe de vizitat, că avem investiții foarte multe, dar dumneavoastră veniți și... Zic eu că cele mai principale le vom vizita astăzi și anume avem construcții de drumuri care ele se derulează prin măsura 7.2, proiect european, o să-l vedeți și avem și o consolidare de maluri în care, după gândirea mea, cred că numai la canalul Dunăre Marea Neagră se construia cândva și vă invit cu mare drag să vedeți acolo, apoi o grădiniță care se derulează prin fonduri guvernamentale, prin PNDL2, care este în faza dotărilor, deci urmează a fi dată în primire la data de 1 septembrie. Și astea sunt proiecte pe care le aveți în derulare și pentru cele există și ce aveți în plan? Ce aveți pentru deci am 8 proiecte, 4 guvernamentale, 4 europene. Am prin POR, am prin măsura 7.2, am prin GAL și prin măsura 7.6. Tot aici, să vizităm doar două. Dacă vreți să vizităm 8 șantierii, puteți vizita. Da. Am un cămin cultural care probabil dacă ați venit dinspre Târgu Ocna încoace, am un cămin cultural în satul Bogata, sat care aparține de comuna Dofteana, care este la finalizare, urmează doar dotările, maximul 25-30 de zile va fi dotat și va fi dat pentru interesul cetățeanului. Îl voi da în primul. Din partea noastră, ca și voi, ne aveți tot sprijinul, pentru că faceți lucrurile bune și asta e de subliniat că întreaga țară sunt foarte multe lucruri care au început să deruleze. Noi am și spus foarte clar la guvern că orice factură vine spre decontare va avea și banii necesari. Așa că mult spor în tot ce faceți pentru mulțumesc. Că v-ați ținut de cuvânt. Și așa cum ne-ați asigurat atât pe postul televiziune și altă dată când ne-am văzut și la ședință la București, pentru că mai mult de maximul 15 zile nu a durat orice factură care a trimis-o prin PNDL2 și eu am prins și PNDL1, care l-am încheiat, am PNDL2 și am și un capăt în PNDL3, care îi voi începe în toamna anului acesta. Doamna prim-ministru a spus foarte clar, susținem în acest an, începem cu partea de investiții la nivel local, la nivel național, ideea doar să vină facturile către noi la decontare și vom... acordat tot sprijinul. Așa că... Vreau să vă felicit pentru acest lucru, pentru că Ministerul Dezvoltării, cel puțin își fac treaba, pentru că sunt niște oameni maleabile acolo, colaborează cu noi, dacă se mai greșește, știți, când trimitem anexa 5, când trimitem altă documentație, de imediat ne repede, sună, corelăm împreună, colaborăm împreună și imediat se derulează sumele de bani. Și vă mulțumim foarte mult. Și un aeroport. Nu, vorbesc despre autostrada, vorbim despre autostrada care domnul președinte Bene o susține, vorbim despre autostrada București, nu, Bacău-Brașov. Iași-Bacău-Brașov. Am vorbit cu domnul președinte în mașină și cred că este o soluție la care trebuie să ne aplicăm foarte bine. Nu spune nimeni că oprește ce este deja lansat, dar obligatoriu Iași-Bacău-Brașov este obligatoriu din multe puncte de vedere. Ușurința cu care se poate reconstrui costurile reduse, poate chiar la o treime din ceea ce în altă parte costă. Așa că luni o să discutăm la București acest lucru și o să lansăm, pentru că acolo a fost o problemă, am înțeles, de parte ca buget, o alocare insuficientă, subdimensionată. Și atunci va trebui să facem următorul lucru. O erată la documentația care este deja lansată în spațiul public, spun că diferența între bugetul cu care s-a lansat procedura, documentația, și cel al ofertei declarate câștigătoare se suportă de la bugetul de stat, astfel încât să începem pe ambele. Pentru că este clar, Iași-Bacău-Brașov este obligatoriu de făcut. E de actualitate și cu Comarnic, Brașov, exact. E mai de actualitate exact. Ca oricând. Tot am spus că declarăm la CSAT ca fiind de maximă importanță națională Comarii-Brașov și atunci are și logică. Cetățenii din județ, din Moldova, așteaptă cu mare
drag această autostradă, datorită faptului că noi nu avem nicio autostradă în Moldova, să spunem așa, toți până la ora actuală, nu există, iar până în data de 26 mai, chiar cu o lună înainte, aici exista un banner în care eram eu în poză cu domnul președinte Benea și scrieam destul de clar, noi vom face autostrada și am mare speranță, pentru că domnul europarlamentar, care l-am susținut cu toții, numai cei care suntem aici, toți, din localitatea noastră, sperăm ca, eu știu și citesc din ceea ce spunea domnul președinte, nu vrem autostradă în două zile, dar în 4, 5, 6 ani vrem să vedem că s-a apucat de fezabil, nu? Nu, da. Și chiar mai repede, pentru că, repet, și traseul s-a văzut, este unul foarte, să zic, da, așa, care se pretează la... Exact, prietenos. Deci, da, săptămâna viitoare avem o decizie în acest, da, în acest sens, cum am spus, cu bugetul pentru acea procedură, pentru studiu, pentru SF și PT, pentru Iași-Brașov, Iași-Bacu-Brașov, și atunci ofertele se pot depune tot timp foarte, ele sunt în curs și undeva pe final de an, până nu, poate în octombrie, se poate și atribui contractul. Fiindcă veni vorba de doamna prim-ministru, domnul președinte, poate... Da, trebuie spus, doamnă, aici știți foarte bine, din păcate, ieri a fost o tragedie, o situație total neplăcută pentru noi toți. Și atunci doamna prim-ministru a plecat spre București, tocmai pentru a se ocupa, să zic așa, personal, împreună cu ministrul de interne, de această situație, pentru a vedea exact și cât mai repede care au fost cauzele care au dus la o astfel de situație. Și clar, mesajul din partea domnului premier este acela de ca cei care se vor face vinovați de această situație vor plăti fără niciun fel de discuție, indiferent care este instituția, care este persoana care, să spunem așa, a făcut ca o astfel de tragedie să se întâmple. Deci asta a fost motivul pentru care doamna prim-ministru nu se poate afla astăzi aici la dumneavoastră și pentru care eu sunt aici, pentru că trebuie să mergem mai departe și cu zona aceasta de construcții, investiții și da, ce mai ține nevoie. Și orice activitate politică. Și orice activitate sa politică s-a anulat pe motivul pe care vi l-am menționat puțin mai devreme. Da. Să intrăm atunci? Da, poftiți, vă rog. Mărie? Da, faceți. Mulțumim foarte mult. Hai cu microfonul. Da, așa. Consilierii locali. Aici avem sala de festivități în care am oficiat multe, multe cununii civile și cred că voi mai aficia dacă mă mai rem oameni aici. După aia mergem un pic să vedem și biroul primarului, o parte din localitatea noastră care este cu panoul ceea ce vedeți dumneavoastră. Acolo ce joate biroul, în lateral avem dispensarul medical, în spate avem o grădință cu program prelungit. Acum ai ca să facem un stat de stil, mă duzără, care și așa e distinsă. Ultima fictură de la București prezentă la Bosteana până astăzi. Sunt domnul vicepremier Suciu. Daniel Suciu, veneam de la drumul la Salină și este presa aici, tot vorbim de drumul la Salină, deci acum nu s-a rezolvat problema. Am fost acolo cu domnul viceprim-ministru Teodorovici și eu cred că vom găsi soluția, sunt convins că vom găsi soluția în următoarele 3-4 luni ca acest drum să fie finalizat. Deși am fost aici cu Daniel Suciu în luna mai, suntem în luna august și eu încă nu văd luminița de la capătul tunelului pentru acel drum, dar poate... Vizita de astăzi schimbă radical datele problemei, pentru că Dofteana și Târgu Ocna practic sunt cam aceeași în comunitate și interesează pe oamenii și din Dofteana de drumul de la Salină, ca și pe toți românii de altfel. Da, da, foarte mulți de aici din localitatea noastră lucrează la Salina, nu de mulți ani au ieșit și la pensie și la ora actuală lucrează mulți dintre cetățenii noștri și atâta timp când ne aflăm între cele două orașe, Dărmănești și Târgu Ocna, foarte mulți de aici de la noi lucrează în orașul Târgu Ocna, la spitalul penitenciar, la unitatea militară de penitenciar, la școala pentru pregătirea subofițerilor de penitenciar, la Salina și în alte locuri. Noi nu avem șomeri. Singurul lucru bun e că dacă au piatră la rinic, află sigur pe drumul ăla. Că le sare. Bun, domnul președinte, domn primar, l-am văzut cu ochii mei drumul ăsta. Este clar și având în vedere că e un obiectiv turistic foarte important, am văzut că peste 100.000 de oameni vizitează anual se tratează această zonă, se tratează. E un motiv în plus să găsim soluția. Știți că mi-e plac lucrurile foarte clare, pragmatice, chiar dacă administrația în ansamblul ei de multe ori se codește în a lua o decizie tranșantă, doamne, este o problemă, trebuie să avem și o soluție, cel puțin una pentru fiecare problemă în parte.
Așa că săptămâna viitoare când venim și discutăm și de chestiunea pe Iași, Bacău, Brașov. Ce ciudat sună, și vorbim de autostradă și de 800 de metri. Exact, de, exact. Da. Am văzut și raportul de control al Ministerului Dezvoltării, l-am citit ieri azi noapte, în fine. Chestiunea trebuie să fie foarte clară. Mai sunt cam 582.000 de lei, dacă nu mă înșel, rămași a fi alocați. Aici pot să vă asigur clar că vom aloca în guvern suma necesară. Vom vedea exact care, din punct de vedere administrativ, mai sunt etapele de parcurs pentru ca această sumă să fie deja dispusă la nivel local, pentru ca acest drum să fie construit, finalizată, să spun așa, până la, poate chiar până la finalul acestui an. Eu zic că se poate, așa că săptămâna viitoare când vezi la București, cum spuneam, discutăm și de acest aspect. Și de autostradă și de paste metri. De ambele. De ambele, da. Pentru că nu poți să ții pentru o bucățică de drum, oameni care își crezi un disconfort, oamenii vin să se relaxeze, vin să se trateze, nu poți să faci, să ții în loc o astfel de investiție. Dar, repet, încă mai sunt de schimbat lucrurile în administrație, trebuie să avem acea abordare tranșantă și fără niciun fel de acceptanță, să spunem, sau niciun fel de circunstanțe, da? Față de felul în care poate la un moment sau altul administrația gândește. Să fim mult mai tranșanți. Nu putem ține pe loc astfel de investiții. Că vorbim de autostradă, că vorbim de acest scurt ciot, să spunem de drum care a rămas nereabilitat. Dar săptămâna viitoare o să aveți o soluție și o puteți prezenta și public, atât la nivel local, cât și la nivel central. Da. Bun. Vă invit un pic în drept. Mariana, deschide-mi, te rog. Așa dumneavoastră ca ministru de finanțe, da? Eu sunt lângă dânsa și vă sprijin de acest lucru și să mă aibă. O zi bună, seara de mult. Haideți pe partea asta. Haideți pe partea asta. Mai este puteva acolo, mai este. Hai, Ana! Proiectul de calamități l-am făcut în 2010. Atunci s-a făcut fără proiectul, am făcut după. Am făcut pragurile astea de colectare a aluviunilor pe care le vedeți. Aici am saltele de piatră de sub ca să pot să colectez aluviunile și am consolidat inclusiv podul și vecinii ăștia de aici care erau pe primul. Acum voi asfalta drumul ăsta și voi și undeva în partea aia. Haideți, vă rog. Deci acum urma tot timpul oamenii ăștia. Cum se vede acum, știi dacă vă rog. Dar mergem până acolo, dacă am văzut. Da, forțe de gândire. Deci știu, oamenii ăștia. Doamna aia de ce bine cu această parte de mal consolidată, nu? Puteți să mă spuneți. Sperăm că aveți un primar destoinic și... Asta e. Ce vă spuneam eu dumneavoastră? Vă rog să aveți încredere în mine. Mai, ne pierdeți mult încrederea, domn primar. Asta e. Niciodată vă spun astfel de oameni să nu vă pierdeți. Fac studiul de fezabilitate prima dată. Da, am înțeles. E păcat să vă spun. Aveți grijă cu... Oh, my God.
uitați aici porțile pe care vedeți, în asta, asta este intrarea lui în curte, nu are pe urmă. Decât singura intrare este pe aici. Cum se numește pe urmă? Cum e cât de mult? E asfaltat? Deci anul ăsta va fi asfalt pe el. Da. Da, dar firma că a lucrat. Ia uite atunci, iar porțile. Uite ce bine e. Uitați porțile cu altceva când intra oameni. Ne ridicăm 3 metri în sus, brinda, ca să vedeți. Da, 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 da. Și uitați, de pe perioada execuției, uitați cum au alunecat. E o argilă de culoare vânătă. Și în partea aia la altă, uite, da, da, ieșim pe acolo, pe unii banda aia și dăm într-o mică și dăm într-o mică. Da, da, ce s-a întâmplat? Acum, solicitați situația în felul următor. Deci, rog să vă obținut un proiect european și pe Valea Bătenii, cum spune mai sus, au făcut colectare și regularizare de torenți. Cu ani în urmă, printr-un proiect european. O rup din viteza. Da, au făcut niște lucrări foarte bune pe care le folosesc și nouă. Deci acolo de unii devierea și urcăm în sus, acolo au alunecat și s-au dus în pârâu. Iar aici unde vedeți salchiumii ăștia, a fost o casă a unui cetățean numit Cojocaru, Micușor, și au venit în drum toată, s-au dărâmat tot. Cel care era la primărie? Nu. Nu era prezentat. Nu. Doctorul Jucanu și la primărie. Nu, acela era altcineva, băieții lui sunt odorari. Dar care sunt cele mai frecvente lume în Dofteana? Hai să mai și... Multe așa, Țifrea, Bujor, Cojocaru, mult, dar toți sunt cetățeni băștinași, localități. Cojocaru, Bujor, care mai e? Mai multe, vi le spun o dată pe care pentru că ea. Deci, repet, aici unii sunt salcâmii ăștia, a fost o casă, unui cetățean numit Cojocaru, așa, tatălui i-a decedat, a alunecat și a venit în pârâu. Am fost la, când era domnul Videanu, în perioada respectivă, m-a dus la central, la nuclear electrica, s-a făcut o colectă de sume de bani de acolo, mi s-a dat material de construcție și am făcut două case. De la gara de box. Nu. Da, asta am făcut. Asta am făcut. Și am construit casele și i-am mutat pe oamenii ăștia. Sunteți tărâni care fiecare primar trebuie să fie, pentru că eu țin minte și știu foarte mulți primari care au problemele, iau problemele și vin spre București și până nu găsesc soluții, nu se lasă. Ceea ce... am avut sprijin, deci să nu vă spun, dumneavoastră, chiar dacă am fost într-o altă coloratură politică, la momentul respectiv, domnul Venea era președinte din Consiliul Județean și termenul marginal. Deci ghideam ușa președintelui Consiliului Județean, repet. Și am fost sprijinit, am fost ajutat și am făcut treaba. Nu mai poți să faci trimitere la perioada aia, că au fost doar 4 ani și acum ai 7 de când suntem împreună. Mergi pe al 8-lea. Și mai punem încă într-o nouă. Mergi pe al 8-lea și o să mai avem vreo 4. Da, ne întoarcem la cu... Hai la grădiniță. Hai la grădiniță. Pane. Pane. Hai pe la urmă. Într-adevăr, comunitate. Cum am dat? Că dă și să-l susțin. Când a fi la pensie, tot primarul. Da? Să-l dă 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 să-l dă
Felicitări tot. Bravo. Avem biserici noi. Da, da. Noi, grădinițe noi, toate instituțiile sunt. Da. Vă duc unde vreți, la orice oră, să vedeți ce biserici am, ce școli, ce grădinițe. Guvernul care respinge de vinde. Păi, dar fără guvernul nu pot să fac. Banii din doctrină fac o schelă, două, trei, la o construcție. Nu pot să fac. Să trăiască primarul. Dacă veniți, dacă veniți duminică la biserică, îi vedeți în fața Sfântului Atal la biserică amândoi. Am văzut omul, nu știu cum să zic, cum să zic. Da, mare și o soră. Eu știu. Da, profesor. Nu, director, vedeți că mă vezi frumos să stai. Palitric, clădirea, ea are două etaje. Deci pe aia o dau jos și vine un corp în locul aia. Uite, deci vine un L, așa zis. Deci cu două etaje. Ce va veni? Jos la partier, va veni sala cu mese, unde voi da masa caldă la copii. Așa. Și bineînțeles, celelalte componente. Vezi, iar filtrul sanitar. Pe port, pe port. Pe port, pe port. Și câștigat. Și pe fede este regimul. Nu. Deci, da, am câștigat proiectul, dacă am început, am făcut proiectul, am făcut studiul de fezabilitate, tot am urcat în seapă acum procedura de licitație, urmează de acum să înscrii ofertele și... Da. Da. A, deja am... Da, da. Economistul e lângă mine, cum? Da, v-am spus. Da. Și va intra și asta în modernizare, după ce construim corpul acesta, va intra în modernizare, înlocuirea acoperișului și lipit din celălalt corp, iar dotările toate din interior. Sus la etaj, la corpul acesta, vine un laborator mare și apoi celelalte vine săl de clasă, cu grupuri sanitare, cu tot ceea ce e nevoie. Deci va intra în modernizare, de asta o vedeți, nicio școală nu am așa, toate celelalte sunt moderne, dar asta zic eu că arată cel puțin la exterior nu atât de bine, pentru că va intra în reabilitare. Scuzați, aveți peste 600 peste 600 de elevi și funcționează numai într-un singur ciclu. Pentru că avem preșcolari, avem școlari într-un singur schimb, doamna. Nu mă scuzați, eu nu sunt de profesie. Și sala de sport e tot a sala de sport este construită din anul 2009 prin CNI, prin Compania Națională de Investiții. Uitați aici, de la grădiniță, am prins în proiect, am o rezervă de apă de 60 de tone și o fosă septică alături. Rezerva de apă, în condițiile în care, Doamne ferește, se întâmplă un incendiu, pornesc pompele singure și acționez. Deci sunt aici prinsă, cum vedeți, dar suntem în lucrare acum aici. Școala aceasta e școală, nu? E școală construită prin Banca Mondială din anul 2012, tot da, de da, când sunt eu, iar în spatele școlii este un atelier care l-am reabilitat prin fonduri europene. Copiii fac diferite activități acolo. Este atelier mare, reabilitat, nou, cu încălzire deci, în fapt, interior. Tot ce este poate tot. Legată de școală. Deci avem 8500 de metri pătrați. Aici, cadastrați tot. În spate avem depozitele de lemne. Deci e un complex. Da. Centrale termice pentru sala de sport și sala de sport ne folosește, o și închiriem, să știți, este polivalentă, are 150 de locuri, are 1850 de metri pătrați în componența sa. O închiriem, mai scoatem bani măcar să asigurăm lemn. Deci aveți și spirit antreprenorial, da? Foarte bine. Vă invit în grădiniță, dacă... Haideți să începem cu... După mică, nu? După mică, da? Genă după mică. Poftiți. Cu o perioadă de încetare a activității pe perioada de iarnă, care nu s-a luat chiar la capacitate. Dar vara anului trecut, pe vremea asta, s-a început să lucreze luna iunie și... Ea este construită din cadre metalice, de beton. Iar iarna, dacă a fost și eu permis, așa, s-a zidit între cadre metalice. În primăvară s-a tencuit și acum, uitați, am ajuns la faza de dotări, iar la dumneavoastră pe masă există o factură, nu e atât de mare, în bani vei vă vorbesc, de 500 și ceva de milioane. Am o cerut niște clarificări, le-am dat și cred că săptămâna asta intră și sumele de bani. Cine a construit asta? O firmă de la Bacău. Vreți să vă dau și numele? Nu vă dau. Să vă spun numele? Nu. Nu. O firmă din Bacău. Deci toate lucrările, ceea ce am vizualizat astăzi, sunt construite cu firme din Bacău, firme românești.
O parte, nu, este construită prin Ministerul, nu, prin PNDR 2, Ministerul Dezvoltării, și cu finanțarea noastră este de 5,7 miliarde. Și contribuția asta masivă, pentru că dumneavoastră aveți la nivel bugetului am, stat sumele care da, se am pus la dispoziție da. Terenul, bineînțeles, și am pus și sumele de bani, că proiectarea și celelalte o trebuie. Dar am fost în audiență la Ministrul Dezvoltării de 2 ori. Așa că erau niște situații neclare, dar în schimb s-a rezolvat tot. Și practic din operațională de când? Din toamnă de acum sau de când? Sau deja operațională va fi de la 1 septembrie 2019. Copiii aici vor veni. Deschiderea anului școlar va fi în curte aici. Cine dorește, invit pe toată lumea să vadă. Da. Două sunt sus, două jos. Dar una este ce sală de festivități. Ia zi dar știți ce s-a gândit domnul primar să ne facă aici? Aici, domnul Reaș, nu credeam am dat comandă. Uitați la grinda asta de beton. Îi fac să pot să pot să o reduc. Vreau să o închid la mijloc cu un glasvant, dar nu glasvant ca să te împiedici la picioare. Și să fac un glasvant cu motor, să se ridice în sus. Dacă vreau să fac mai mare, să mă ridic. Da. Da. M-am gândit în fac tot. Am dat comandă de jaluzele, sunt și jaluzele care ele vor fi montate. Uitați, avem senzuri ăștia pentru Inspectoratul de Situații de Urgență în condițiile în care, Doamne ferește, să acționeze. Avem avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și probabil vor participa și la recepție. Lucrurile sunt făcute conform proiectului. Ne-a verificat la Ministerul Dezvoltării, atunci fiind multe proiecte, ne-a verificat cei de la AFIR. M-au verificat unul de la Târgoviște. Și pe AFIR ce mai aveți? Ce probleme aveți? Am, nu, dar toate sunt aprobate, am cer da? Finanțare, am tot. Dar e plătă cu finanțare? Nu finanțare, aprobat AFIR la finanțare? Nu, nu, cu finanțare sunt toate. Am și prin GAL. Apropo de rezultatul studenților cu biletele pe CFR? Urmează să avem o discuție săptămâna viitoare, cum am anunțat și doamna prim-ministru. Știți că ne-am întâlnit cu asociații, cu reprezentanții studenților la guvern. Și luni sau marți, vedem, cred că în marți o să fie o nouă discuție cu studenții. A rămas că și unii și alții vom aduce, să spun așa, propuneri, soluții, pentru că e vorba de a încuraja, să zicem, învățământul în zona universitară. Și cred că sunt multe astfel de posibile soluții. Am spus așa și acolo la masă, nu este vorba despre costuri, este vorba de modul în care banul public este folosit într-un mod cât mai, să spunem așa, util pentru ei, pentru studenți. Vis-a-vis de mobilitatea studenților, vis-a-vis de, adică să încurajăm toată această nevoie a studentului, să zic așa, într-o eră modernă. Deci, repet, asta este ideea și dorința guvernului, de a sprijini învățământul și învățământul universitar mai ales, să spunem, dar dialogul este cea care poate pune bazele unei astfel de bune cooperări. Ați mai venit și cu ideea lucrului în străinătate sau plății pentru studii? Asta a fost scopul dialogului și întâlnirii. Tocmai de a, să zicem, provoca în sensul bun studenții să vină cu fel de fel de propuneri, bune practici, care sunt deja în alte state europene în special, și împreună cu partea guvernamentală, cu Ministerul de Resort, Ministerul Educației, cu Ministerul Finanțelor, care trebuie să asigure și partea de finanțare pentru orice idee nouă, sub decizia domnului prim-ministru, să avem ceva în plus, ceva mai bun, ceva care să stimuleze și mai mult partea de învățământ universitar. Asta este scopul, să știți. Nu plecăm de la așa. Eu am tot repetat-o, dar lumea tot încearcă să aducă ceva incorrect în spațiu public. Niciodată nu o să spunem că un cost este prea mare pentru o infrastructură la nivel local, pentru un proiect la nivel național de învergură, pentru orice duce la schimbarea binei acestei țări. Niciodată nu o să spunem nu la finanța o astfel de inițiativă. Noutăți pe care Ministerul Finanțelor le va aduce? Vis-a-vis de? Nu știu, vis-a-vis de orice, eu știu. Aveți tot felul de propuneri, așa. Sunt. Este un pachet cu măsuri, să spun așa, la care se lucrează. Doamna prim-ministru a anunțat foarte clar că până la final de august, început de septembrie, programul nostru de guvernare pe baza căruia, sau în baza căruia finanțăm toate aceste proiecte frumoase, să fie actualizat cu nevoile pe care astăzi piața din România, economia din România le aduce ca și propuneri. Și atunci vom ieși public, vom anunța fiecare măsură în parte, care este impactul social, economic, pentru că lumea să înțeleagă și să accepte. De fapt, vor fi idei care oricum sunt culese din economie, pentru că așa se face un program de guvernare. Nevoile țării.
Da. Chiar dacă apare întrebarea puțin mai... Voi să ascultați, da, să ascultați, că astea sunt lucruri de care vă zlovim peste ani. Guvernul sunt bani până la sfârșitul anului, pentru pensii și salarii? Am tot anunțat, o repetăm și acum, sunt bani suficienți. Și mai mult de atât, este vorba de un principiu pe care noi, ca și partid, ca și coaliție, ca și guvern, îl respectăm. Este o promisiune făcută vis-a-vis de veniturile populației, că vorbim de salarii sau de pensii, și obligatoriu nu ne jucăm cu astfel de afirmații. Banii au fost prinși în bugetul pentru 2019, pentru creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie în acest an. Mai departe, legea pensiilor, știți foarte bine, un act normativ cu un impact fantastic bugetar, dar pe care noi ne-am asumat. Cu toții vorbim ca politicieni de faptul că e nevoie să ducem lucrurile acolo unde normal să fie, în speță pensiile oamenilor care merită o astfel de majorare și ne-am asumat-o, o facem fără nici fel de discuție. Deci și veniturile populației și investițiile vor fi asigurate. Cât despre pensiile speciale? Este o măsură la care încă lucrăm la nivel de guvern, vor mai fi discuții și săptămâna viitoare și vom ieși probabil cu un act normativ exact în momentul rectificării, atunci în momentul rectificării și cu un astfel de act cu mai multe măsuri. Dar aveți o idee generală? Întotdeauna am idee, știți că aici nu e... Cum puteți bugetul pentru autostrada Bacău-Brașov? Tocmai asta am spus, că cel mai bine, eu având această abordare, că piața este cea care fixează, să spunem, un buget. Cel mai bine, cei care vin să oferteze și spun că vor să facă un anumit obiectiv, ei sunt cei care pot să ne spună exact și cât estimează ei că va costa. Și atunci, cea mai bună abordare, cred că este aceasta. Să notificăm Ministerul Transportului și, în speță, Compania Națională de Investiții și în zona rutieră. Pentru a face ce? Spune clar că diferența între bugetul care este acum prevăzut pentru acea procedură să fie acoperită diferența dintre acel buget și oferta finală care va fi acceptată de către companie, ca să nu mai stăm să mai complicăm lucrurile. Și e posibil asta într-o Da, 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 da. Vă spun sigur, vă spun și ca ministru de finanțe, vă spun ca auditor al Curții de Conturi, adică ce vă spun este temeinic, corect și din punct de vedere european și național calizație. Săptămâna viitoare, asta vorbim cu domnul președinte BN, da, vom fi la București împreună și eu cred că săptămâna viitoare cam așa trebuie să aibă ca și obiectiv finalizarea acestei discuții, notificarea Ministerului Transporturilor pentru a face acea erată în sistemul electronic, pentru ca cei care vor să oferteze să știe că își pot face ofertele în mod corect pe ceea ce efectiv costă. Și diferența, cum spuneam, între ce este acum propus și oferta câștigătoare, să fie clar din bugetul de stat asigurat. Este realmente o veste bună, pentru că deja s-au făcut pași în această procedură, care a început undeva prin aprilie. Suntem în luna iulie și am constatat că cineva din CNAIR a încercat să, până la urmă, să saboteze acest proiect. Iar această abordare pe care am auzit-o acum la domnul ministru, că piața este până la urmă și ea reglează valoarea care trebuie să o stabilim pentru a scoate ceva la licitație, am mai auzit-o întâmplător acum, prin mai proaspăta mea experiență în Europa, la alte state, așa se face și în Croația, și e practic, e eficient, e simplu. Știți, adică uitați acest exemplu. SFPT Bacău-Brașov și constatăm după 3 luni că e valoarea subdimensionată și luăm de la capăt. De asta până reziliem s-ar putea să conteste cineva rezilierea și intrăm în alte. E o soluție pe care eu n-am practicat-o, nici n-aveam cum să o văd și cred în ea pentru că știu că aici vorbește auditorul din Eugen Teodorovici. Și românul ăla, care nu are nicio barieră. Astea sunt bariere pe care, din păcate, administrația le tot pune ușor și să trecem peste ele. Asta e, asumăm. Corect. De asta auditorul care va găsi, am fost foarte plastic, poteca îngustă și pe care noi nu o vedem acum, dar legală, astfel încât să nu ne împotmolim aici și să nu avem fel de fel de explicații ca să nu traversăm odată și odată Carpații aceștia cu autostradă. Domnule ministru, are guvernul în vedere alte împrumuturi pentru acest an? Bun, aici cred că o să fie cel mai bine următorul lucru. La finanțe am deja pregătit un document foarte clar pe tot ceea ce înseamnă datoria guvernamentală, să spunem. Un document pe care îl voi prezenta în următoarea perioadă, strict doar acest subiect, pentru că lumea să înțeleagă ce. Că acest guvern, cum fac toate guvernele lumii, face următorul lucru. Primul pas, prezintă în mod public care este strategia. Și noi asta am făcut la începutul acestui an. Deci lumea știe exact cu cât dorim să le împrumutăm, pe ce piețe, internă și externă. De asemenea, noi ne împrumutăm în baza legii bugetului, care spune clar care este deficitul pe un an, pe acest an. Și implicit, suma este aceea pentru care, să spunem, noi ne împrumutăm. De asemenea, împrumutăm pentru că trebuie să achităm niște scadențe
niște sume care ajung la scadență din împrumuturile anilor trecuți. Asta este mecanismul datoriei guvernamentale în orice stat din lumea aceasta. Numai că, din păcate, încă un subiect care se duce în mod intenționat în derizoriu. Este păcat, dar sunt, din păcate, foarte mulți în zona asta politică care, din dorința de a induce teama în populație, vedeți, nu sunt bani de pensii, nu sunt bani. Nu. Noi spunem că sunt și am dovedit an de an că sunt. Că, nu știu, ne împrumutăm mai mult decât... Nu e adevărat, ne împrumutăm exact cât am anunțat. La costul nu știu de care. Păi dacă amestecăm mere cu pere, nu poți... Mi-aș dori foarte mult ca cei care contestă acest lucru să întrebe în mod oficial Banca Națională a României vis-a-vis de modul în care Ministerul de Finanțe se împrumută și vis-a-vis de costurile pe care le plătește. Și acolo să aveți răspunsul, să spunem, independent vis-a-vis de această practică. Da, repet, noi ne-am învățat în România că în zona politică trebuie lăsate la o parte anumite subiecte. Cele care sunt de interes pentru națiune, le lași la o parte, nu le folosești în lupta politică și speculând în mod nejustificat, în special față de oameni care poate nu au toate informațiile pentru că nu sunt de specialitate. Da. Pas cu pas, ne-am învățat vorbim. Această impresie că guvernul se împrumută pentru a plăti salariile și pensiile. Nu, încă o dată. Nu, este rostul. Nu asta face Ministerul de Finanțe. Noi am anunțat foarte clar pentru ce anume ne împrumutăm, cât ne împrumutăm. Lumea știe exact, piețele au nevoie să știe să aibă această informație de la început de an. Deci, vedeți, ce mai... poate piețele ar fi fost acelea care ar putea să spună, să facă anumite reproșuri unui guvern. Dar uitați că nu o fac. Și, repet, uitați-vă în declarațiile guvernatorului Băncii Naționale. Trebuie să o spunem, pentru că totuși Banca Națională este structura care nu poate fi chiar acum acuzată, să spunem, în acest punct de vedere, de un joc sau altul. Și a spus foarte clar că emisiunile pe care Ministerul de Finanțe le-a avut chiar și pe împrumuturi pe 30 de ani, asta arată ce? Încrederea într-un guvern. Nimeni nu vine să te împrumute dacă nu are încredere în tine pe termen lung. Este cel mai bun semnal, dar, repet încă o dată, sunt fel de fel de habarniști și nu folosesc alte expresii, pentru că avem pe cei mici aici lângă noi și nu e bine să afle... Da? Dar sunt, repet, oameni care nu cunosc problematica sau, dacă o cunosc, cu atât mai rău și, din păcate, speculează într-un mod nejustificat. Bun. Mulțumim. Haideți să mergem. Mulțumim foarte mult. Da, eu aș vrea să spun aici un următor lucru. Îmi pare rău că... Sau hai să spunem așa. În primul rând, le felicit pe cei doi, doamne, pentru ceea ce dânsele fac acolo. Am spus-o mereu. Este un exemplu de modul în care societatea trebuie să acționeze. Bun. Dincolo de acest lucru, am auzit și am văzut și în spațiu online acuze nefondate din partea celor două doamne. Cu tot respectul, spun următor lucru. Anul trecut, când noi am modificat, știți, acea parte care se putea duce către ONG-uri, am crescut procentul de la 2 la 3,5%. A fost în prima parte a anului o diferență între anumite ONG-uri care au fost acreditate de Ministerul, să spunem, Muncii. Acel lucru s-a reglat prin promisiunea pe care eu le-am făcut-o personal celor două doamne, că dorința noastră este să sprijinim orice fel de ONG care face astfel de lucruri foarte frumoase pentru această țară. Am modificat acea prevedere, toate ONG-urile se pot bucura, să spunem, de un transfer de fonduri de 3,5%, să spunem, da, pentru ceea ce derulează. Mai departe, chiar am avut discuții bilaterale, vă spun acum sincer, cu anumiți ambasadori, să spunem. Uitați, am avut cazul Elveției, care, alături de Norvegia, alocă, să spunem, și României și altor state, anumite sume importante. Chiar am făcut demersul pentru ca o parte din fondurile respective rămase neutilizate sau din economii să fie distribuite, relocate, alocate către spitalul pe care cele două doamne îl construiesc. Adică noi nu vorbim de multe ori, încercăm să facem lucrurile să se și întâmple. Și aici se încearcă, în mod nejustificat, rostogirea unei idei total false. Vis-a-vis de acel registru care a fost stabilit anul trecut, în acest an, pentru ONG-uri. A fost o prevedere pusă în codul fiscal de anul trecut. Se știa de foarte mult timp. Nu a fost niciun blocaj pentru ca ONG-urile să se înregistreze în acel registru al ONG-urilor. Așa, vreau să vă fac o prezentare mai largă. Aici, vis-a-vis de... Asta este legislația. Poate fi o propunere pe care o putem discuta cu Ministerul Sănătății, cu cei de la Casa de Sănătate și vedem exact care este propunerea pe care cei din domeniu pot să o facă. Trebuie să încurajăm tot ce ține de viața omului. De asta am și discuție, dacă vă aduceți aminte, tot așa speculat în public, cu mersul în Republica Cubană, da? Cuba, cu acel antidot pentru cancer.
Guvernul încearcă să facă pe orice cale, orice ține și se poate, poate fi util pentru ca și noi în țară să avem astfel de posibilități ca oamenii să se salveze. De asta am vorbit și de acel cannabis în scopuri medicinale. Pentru că sunt oameni bolnavi de cancer, care știu cel mai bine nevoia pe care o au. Numai că și aici, uitați încă o dată, încă un exemplu, se speculează în mod nejustificat. Asta vreau să întâmplă că e necesară modificarea legislației conține, care știm că sunt spitale pentru copii care au secții de oncologie, unde nu există medicamente și atunci apelează la asociații care le aduc din afară. Nu, aici este, cred că, o mai bună politică pe care și Casa de Sănătate trebuie să o asigure pentru ca acest lucru să fie soluționat. Și dacă e nevoie de orice schimbare legislativă, noi susținem orice fel de propunere vine pe acest domeniu, pentru că Ministerul de Finanțe nu se poate el erija, să spunem, pe zona de sănătate, pe zona de educație. Propunerile vin din cele două sectoare, din fiecare sector în parte, de la cel care conduce acest sector. În speță aici, Casa de Sănătate. Și pentru că n-am apucat să obținem o reacție ieri vis-a-vis de ce spunea doamna premier, în contextul alegerilor prezidențiale, că v-ar prefera ca șef al executivului. Nu, haideți să nu vorbim astăzi de astfel de lucruri. Noi avem discuția la nivel de partid, știți foarte bine, forurile de decizie. Contează un lucru, sau contează mai mult ce anume, felul în care noi acum guvernăm, noi, și vă pot confirma și colegii primari, că sunt eforturi foarte mari pentru ca orice investiție să fie susținută, să dezvoltăm comunitățile locale în mod echilibrat, nu doar unele dintre ele și să lăsăm deoparte comunele, pentru că nu este corect această abordare. Se fac, v-am spus, sunt foarte multe acțiuni de acest tip, de acest mod, în zona guvernamentală, că se merge într-un tandem sau nu, sau dacă da și cu cine. Asta e discuția pe care o să o purtăm în partid și vom vedea exact care va fi decizia. Da? Mulțumim foarte mult și o zi bună și weekend frumos! Да, 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 да